Aș vrea să nu o facem formal, din toată inima să-L binecuvântăm, să-L onorăm pe Cel care este Creatorul nostru al tuturor, Amen. care este suveran peste evenimente și care este și mai familiar, este Tatăl nostru și aș vrea să vă spun că este Tatăl celor care L-au primit pe Domnul Isus, ca Mântuitor personal, slăvit să fie numele Lui. Mă bucur să vă revăd, după o vreme nu am mai fost pe la dumneavoastră și iată că a sosit momentul să fiu în mijlocul dumneavoastră și aș vrea să vă văd mai bucuroși, pentru că textul acesta amintește în cel puțin două versete despre această virtute numită bucuria. Și este un text greu de tratat pentru că suntem deficitari și să nu uitați că foarte puțin pot să se laude că sunt la standardele cerute de Dumnezeu. Dar ne străduim și cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm să arătăm cât de importantă este iubirea aproapelui, care se materializează sau se desfășoară pe trei coordonate vis-a-vis de credincioși, Vis-a-vis -vis de oameni, în general, restul omenirii, și vis-a-vis -vis de vrăjmași, pentru că, din fericire, foarte puțini sunt cei care nu s-au confruntat cu probleme de ordinul acesta. Și acum vrem să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură. Deci, în situația aceasta, vreau să vă spun că Biblia are câteva lucruri foarte importante, foarte importante, și iubirea seminilor este, sau aproape este de cea mai mare importanță din trei motive, dragi noștri. Pentru că, la final, în dreptul fiecăruia, primul lucru care îl vom vedea se va scrie bun sau rău. Bun sau rău. Și la final, al treilea lucru pe care îl spune textul, marea separare nu se va face în funcție de doctrină. Îmi pare rău să vă spun, dar e adevărat. Se va face în funcție de felul cum ne-am raportat la aproapele nostru. Și o să ajungem să le vedem pe rând. Prima dată și prima dată am arătat că această lucrare binecuvântată de relaționare față de semenul nostru are drept scop conturarea a ceea ce numim noi omul numit după Biblie bun, adică omul care face binele. Pentru că uitați-vă, textul chiar așa începe. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fi vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. De ce subliniez răi și buni. De la începutul Bibliei până la sfârșit, nu o să găsim menționate nicio confesiune creștină, dar o să găsim menționate aceste cuvinte. Avram se roagă, uitați-vă, se roagă și zice, Doamne, poate vor fi 50 de oameni, cum? Bun. Bun. Dacă ne ducem mai departe să știți că este foarte adevărat, Domnul Iisus spune, El face să ploaie peste răi și buni. Cineva a vizita o biserică și la un moment dat a dat de o biserică care era puțin atipică și i-a oprit și le-a spus, auziți, vreau să-mi spuneți care confesiune o susține Dumnezeu după Biblie. Și oamenii aceștia au fost foarte inspirați, erau doi credincioși, au vorbit exact ceea ce vă spun, că eram unul dintre ei. Și zice, acum aveți voie. Pentru că eram într-o călătorie mai departe, nu erau de înțelegerea noastră biblică, și atunci zice, aveți voie să spuneți. Din potrivă, Biblia spune și aș vrea să reținem că menționează cuvântul de creștini. În 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 16, spune așa, din potrivă, să vă uitați, dacă cineva suferă pentru că este cum? Creștin să-L slăvească, să-L proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta și să nu-i fie rușine. Dragii noștri, și acum vrem să știm prima categorie, când se va scrie în dreptul nostru că am făcut binele. Ce trebuie să facem noi? Și atenție, se conturează în dreptul fiecărei persoane profilul acesta spiritual, că ai făcut binele sau răul. Și la înviere, este clar, în cel puțin două locuri se menționează buni și răi. Uitați-vă, suntem la Ioan, la capitolul 5, cu versetul 28, și cuvântul Domnului spune un lucru foarte interesant. Zice așa. Citez: Nu vă mirați de lucrul acesta pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut, ia, reține, binele vor învia pentru viață. Iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Iată, din nou apare binele și răul. Și textul nostru este categoric. Aș vrea să vă spun că epistola aceasta este o epistolă de mare valoare. Dacă nu s-ar fi tratat epistola aceasta în secolul XVI, n-ar fi existat ceea ce numim noi bunicii, străbunicii noștri protestanții, care au adus reforma cum au adus-o până la un anumit nivel, dar n-au dus-o până la capăt. Reforma finală este ceea ce vedem noi în biserica de data aceasta din Sfântul Ilie. Domnul să o binecuvinteze! Este reforma finală, credincioși care acceptă mântuirea prin Domnul Isus, o mântuire sau care o acceptă prin credință și prin har, dar o credință dovedită de fapte, pentru că fără fapte este cum? Moartă. Și atât că suntem aici și în momentul acesta, dragii noștri, suntem la capitolul dragoste. În momentul când relaționăm de data aceasta cu frățietatea, trebuie să reținem câteva aspecte foarte importante. Relaționăm prin aptitudini și este pus în mișcare, este pus în mișcare caracterul nostru, personalitatea noastră care cuprinde inclusiv temperamentul, caracterul, atitudinele, comportamentul și așa mai departe. Să nu uitați că cei care sunt în zona psihologie au categorisit. Deja spun, zice, ești fie sanguinic, coleric, nu intrăm în ele, dar o mare parte din noi noastră știți lucrurile acesta, ești melancolic și flegmatic. Deci, dar aș vrea să vă spun ceva, nu mergem pe aceste chestii, pentru că sunt așa. Dumnezeu ne-a dat, este adevărat, că nu poți să-ți în familie și nici tu care ești Uh, un om de afaceri, nu pot să forțezi anumite persoane să aibă o viteză de muncă foarte mare, pentru că așa este, așa este setată persoana respectivă prin ereditate. Dumnezeu i-a dat o anumită viteză de muncă. Alții lucrează, pac, pac, și-au terminat, și-au făcut imediat, și alții merg încet, dar bine. Deci trebuie să ținem seama că la capitolul acesta nu putem face nicio schimbare. Moștenim, de la străbuni, ereditat. Dar acum, atenție, frate și surori, dragostea se vorbește așa de mult și este de mare folos să știm. Noi români avem un singur termen, dragoste, iubire, amândouă provin din uh, Slavonă, amândoi termeni. Ceea ce trebuie să știm în grea că este uh, defalcată această realitate a iubirii prin trei termeni. Agape, dragostea față de Dumnezeu, după aceea filio, dragostea de prieteni, dragostea filo, de oameni, filantropie, dragostea de înțelepciune, filosofia și așa mai departe. Dar este și dragostea între soț și soție, numită Eros. Ceea ce trebuie să știm în relațiile frățești, trebuie să reținem foarte clar cum să se manifeste dragostea. Și prima dată și prima dată aș vrea să știm că dragostea are câteva dovezi. Nu trebuie să faci mare gălăgie că iubești, că se vede din comportament. Celălalt, cealaltă, vede în familie comportamentul. Sunt frumoase și cuvintele, dau viață. Dar atenție, dragostea, prima dată și prima dată, frați și surori, poate n-aș începe cu cea mai importantă lucrare, dar încep cu iertarea. Dragostea iartă. Iartă cum a iertat Dumnezeu. În Biblie suntem spătuiți să iertăm necondiționat. Și când stați în picioare. ce deci este iertarea ca datorie. Marcu 11, cu versetul 25 și 26. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte ce? Greșelele voastre. Dar dacă nu iertați, continuă, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelele voastre. Iertarea care uită, aici suntem deficitari majoritatea, iertăm, dar după aceea la supărare amintim. Crezi că am uitat și mi-ai zis acum 20 de ani, spunea cineva, zice, n-am uitat. Iertarea uită că dacă vrem să iertăm ca Dumnezeu, ne uităm în Isaia, capitolul 43, versetul 25, și acolo arată cum Dumnezeu iartă și nu-și mai aduce aminte. Cel puțin nu răscolește, că noi nu uităm. Spunea cineva, am vorbit odată cu un păstor de altă etnie și spunea, zice, noi măi, frate Simeon, era de etnie romă, zice, noi ne iertăm cu adevărat, să știți, noi avem și probleme grele între noi, dar când ne iertăm, era Ardelean, l-am cunoscut în California, zice, ne-am iertat, ne-am țucat, continua fratele, și suntem ca înainte. Voi români, zice, niciodată nu mai sunteți ca înainte. După ce ați avut probleme, zice cu persoana asta, nu mai vreau bună ziua și mulțumesc. Dar cum rămâne cu fratele, cu sora, adevărata dragoste este ca înainte, dragi noștri. Domnul să ne ajute! Și nu uitați, este iertarea supremă pe care o găsim de două ori în Biblie. Una o găsim în, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 60, nu doar să-ți ierți persecutorul, torționarul, dar să și te rogi lui Dumnezeu ca să-l ierte. Și uitați-vă, găsim scris acolo, Ștefan pe când murea, s-a rugat, a ridicat ochii și a zis, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Iertarea supremă. Am iertat în felul acesta. Iertarea ca datorie, iertarea care uită și iertarea supremă. Nu numai că îl ierți pe cel care ți-a greșit, dar te rogi Domnului la rândul lui să-l ierte și Domnul. Doamne ajută-ne! Ne uităm așa un pic la cuvintele astea, dar să știți că astea sunt realitățile Bibliei și dacă nu le punem în practică, nu vom fi în categoria celor buni care am făcut binele, să reținem. Oamenii să știți că nu se țin de adevărul Bibliei, le place să, să spună că e la mine e altă problemă și așa mai departe, să vină celălalt să-și ceară iertare, să se îngenuncheze. Este adevărat că în momentul când greșești, trebuie să-ți ceri iertare. Domnul să ne ajute! Amin. Eram odată la satul mare și un băiețel recita o poezie și la un moment dat s-a oprit era mărișor, zice, am greșit. <laughs> Fratele Mitruții Iliuț era acolo, conducea de la Bicov, zice, l-ați văzut cum recunoaște că a greșit ăștia mari, cu dovezi și nu, re nu recunosc. Cu dovezi și nu recunosc. Să ne ajute Domnul să ne asumăm greșeala. Dragostea înseamnă iertare, să ne dea Domnul această dragoste. Să știți că la marea parte lipsește, îmi pare rău să vă spun. Este o vreme astăzi când nu se acordă iertare. Cei care greșesc nu-și cer iertare. Pentru că este scris, uitați-vă în Luca, capitolul 17, versetul 3, 4, 5, nu mă uitați-vă, de câte ori ai greșit și trebuie să te duci să ceri iertare. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, pe acolo textul, și merge mai departe și spune Luca 17 cu versetul 3, 4 și 5. Și dacă de șapte, uitați-vă, și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, dar atenție, de șapte ori se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, iartă-l, facem așa, frați și surori. Aici e problema, ați văzut? Amin, Doamne ajută-ne! Domnul să ne ajute! Dragostea se sacrifică la final. M-am uitat la un caz care mi-l amintesc, nu știu care știți în anii de război, a existat o, o credincioasă poloneză cu nume German, Irene Sendler, o chema. Femeia aceasta a supraviețuit, cumplit numai datorită miracolului pe care l-a făcut Dumnezeu, a făcut ca să supraviețuiască 2500 de copii pe care i-a scos din lagărul numit Ghetou din Varșovia. Și îi scotea ba prin fel, pentru că ea era cu, în zona aceasta epidemiologică, cu bolile care erau atunci, tifusul, tot se fereau de ea, pentru că ea era în, cadrul cadru medical în domeniul acesta și scotea fel de fel de sicrie de acolo, din ghetou, care toți fugeau de ea, dar în timpul ăsta ea atregea niște câini, ea smuțea ca să facă gălăgie. În acele sicrie erau copilașii, 2500. A fost prins, îi s-au rupt picioarele și mâinile, dar până la urmă a fost salvată și femeia aceasta, la final, a fost propusă pentru premiul Nobel. Există o stradă cu un pom în Ierusalim, Iad Vashem, care știți, care îi poartă numele și se numește drept ai popoarelor. Stimați credincioși, noi suntem chemați să ne asemănăm Domnului nostru. Dragostea se sacrifică. Și e scris acolo în dreptul, pe frontispițiul mormântului ei este scris nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenii săi, să ne ajute Dumnezeu. Uitați-vă dragostea care se sacrifică. Am văzut odată și am citit odată tot ceva care m-a uimit. O, o familie care era într -o, trecea printr-o pădure și la un moment dat au fost uh, vizați de o haită de lupi. Tata l a fost foarte șocat când a văzut și a dat seama că familia este gata, era într-o sanie. Le-a spus la copii și la soții, mânați tare și nu vă uitați înapoi, atât faceți. Nu vă uitați că vă pierdeți, vă panicați. După multe sute de metri, când s-au întors, tăticul nu mai era în sanie. A rămas și a reținut toate haita care îl devorau. Dar ei au ieșit și s-au salvat. Imaginați-vă, sunt în lumea aceasta exemple de dragoste care depășesc capacitatea noastră de a înțelege cine ar fi făcut așa ceva. Uitați-vă. Dragostea se sacrifică, dragostea se oferă de valoare. Uitați-vă ce frumos scrie cuvântul Domnului. În dragoste, fiecare să dea întâitate cinste, celuilalt. Știm noi că de obicei nu prea este în practică, spune în Filipeni, fiecare să-l vadă pe fratele lui cum? Mai presus. mai presus. Sincer, să fim așa ar trebui. Așa ar trebui. Îl văd pe predicatorul X mai presus, pe slujitor mai presus pe dirijor mai presus, pe cântăreț mai presus, este adevăr, un adevăr în dreptul fiecăruia dintre noi. Îmi pare rău la muncă, zice cărpaciul ăsta, zice eu știu să fac treabă, să fac meserie, ăsta e cărpaci și e fratele lui, fratele de credință. Iată texte care vin să ne încurajeze că noi trebuie să ne întoarcem la adevărul pur al Bibliei, Domnul să ne ajute. Dragostea de valoare se oferă, să nu uitați. Dragostea este aceea care face aceste lucruri și dacă ai trecut de acest pas, dați-mi voi să continu și să vă spun cum am spus și sublinează aici. Spune, bucurați-vă în speranță. Ia uitați-vă cum reușești să faci binele, aplicând virtuțile numite Rodul Duh Duhului Sfânt. Galatin, capitolul 5, sunt foarte cunoscute, versetele 21 și 22. 22 și 23. Uitați-vă ce spune acolo. Și roada Duhului Sfânt este cunoscută și este aceasta. Dragostea de care am vorbit și a doua care este bucuria. Reținem un pic acest text și uitați-vă în text cum, prin aceste roade, reușești să scrii în dreptul rubricii tale care, la final, să știi că vei fi trecut într-o rubrică. Bun sau rău? Ai făcut binele sau răul? Este foarte adevărat. Și uitați-vă ce spune aici. Zice, bucurați-vă în speranță. Cea mai mare speranță este revenirea Domnului Isus. Am vorbit cu mulți tineri în ultimii ani, nemântuiți, ne cum spunem noi, prieteni. Cel mai mare șoc l-au avut când au aflat de acest eveniment de care o parte nu l-a mai auzit niciodată. Că Domnul Iisus se întoarce. Frații și surori, n-ar trebui să tăcem. E frumos că faceți și facem evanghelizări în aici. Dar noi trebuie să vorbim să ne doară de cei din jurul nostru și Domnul să facă să vestim aceste lucruri, că te vor condamna colegii, te vor condamna vecinii, cei cu care vii în tangență dacă nu le spui despre Domnul Isus, mântuire și mai ales despre acest eveniment care aduce bucurie, speranță. Ia uitați-vă, bucurie, bucurați-vă în speranță, în nădejde. Se întoarce Domnul slăvit să fie în numele Lui. Auziți, și mai departe, dragostea, dacă le luăm în ordine, uitați-vă, fiți răbdători, îndelunga răbdare, mai este și răbdarea Sfinților. Este răbdarea, îndelunga răbdare, răbdarea Sfinților foarte greu de atins, foarte greu de atins. Au fost persoane care, să știți, au reușit, dar nu reușești prin puterea proprie. Numai Duhul Sfânt, când îți dă putere, să reușești să rapsi necazul până la capăt. Am vizitat o soră acum câteva luni, care era în pragul veșniciei și auziți, era toată schelet, dar n-a scos un cuvânt de cârtire, O întreba soția, s-a apropiat de ea și o întreba cum te simți. Mulțumesc, domnului, bine, mulțumesc, domnului. Vă doare, da, mă doare, da, mulțumesc, domnului. Mulțumesc, domnului, și-a sfârșit. Mulțumim, domnului, în, în niște chinuri îngrozitoare. Să nu uitați, stimații noștri, avem nevoie să ne întoarcem la acest. Profil spiritual de care avem mare nevoie, ca la final să fi trecut pe rubrica aceasta, că ai făcut binele și ți-a fost groază de rău. Zice, fie să vă groază de rău și continuă, lipiți-vă tare de bine. Uitați-vă mai departe: bucuria, pacea. Sunt trei categorii cu care noi relaționăm aici în text. Frații credincioși, oamenii. Uitați-vă la oameni. Spune la versetul. Uh, 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine. Înaintea tuturor auziți? Înaintea tuturor oamenilor. Și continuă textul și spune așa prea Nu. Dacă este cu putință că atenție, s-ar putea ca tu să faci totul, dar celălalt vrea să fie în război cu tine. Dar spune așa dacă este cu putință întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Cineva a avut o surpriză că cineva i-a pus casa foarte aproape și i-a luat lumina. Și asta era un frate și celălalt un frate. Și fratele acesta care a rămas cu lumină mai puțină a zis ce mi-ajută că nu se mai poate schimba nimic. Și a ales să-l facă pe vecinul și familia vecină cei mai buni prieteni. Ar fi, ar fi, fost orice altă decizie, ar fi fost o mare greșeală. O mare greșeală. Imaginați-vă, s-a vorbit aici de îngrijorare, frați și surori. Vreau să știți că la ora actuală existența este în pericol, în general, în lume. Dar atenție, avem un Dumnezeu în care să ne încredem, slăvit să fie numele Său trebuie să știi că ești tată și mamă și trebuie să spui la copii întâmplări în care tu ai fost cel care a experimentat lucrurile minunate și minunile lui Dumnezeu. Eu le-am auzit de la alții și le spun tot în continuare. La un moment dat am avut ocazia să stau cu de vorbă pentru că se scria un, o mică istorie a zonei și a mers la unul din pionerii din zona aceasta Bucovinei, se numea Trus, frate care s-a întors la Domnul de peste 100 de ani, acum el este cel care a evangelizat împreună cu fratele lui în Bistrița, Năsăud, credința a venit de la Bucovinieni. Și spunea una din fiicele lui care nu mai trăiește, era în 2008, și spunea, zice, la un moment dat tata a fost în război, la Cernăuți și când dintr-o dată numai bine știrea una din surori vine și spune n-a mai rămas nimic pentru mâncare de aleguri, nici măcar făină. Și mama i-a adunat pe copii și i-a strâns la oaltă și a spus măi copii, nu mai avem nimic, dar să știți că avem pe cineva care este tată. Strigăm la el și să vedeți că tatăl nostru ne poartă de grijă. Pentru că Tatăl vostru pământesc a acceptat să sufere persecuția și a fost răbdător în necaz și s-a dus. Dar celălalt, Domnul Tatăl din Cer ne va purta de grijă. Dacă copiii așa au plâns de amar, spunea această soră, zice, ne-am adunat în jurul poalei mamei și am început să strigăm, la un moment dat am început să strigăm de la Domnul, dă mâncare, era o iarnă cumplită, troienele erau până la streașină, nici o speranță umană, bărbații erau duși pe front și era pustie, doar niște văduvești și niște oameni în vârstă mai erau în sat. Și a doua zi dimineața s-a dus să măture fica cea mare, o soră de a, de -a sorei mai mare, și când s-a dus să când se uită, citez termenul arhaic, pe o laiță cinci saci, scris cu creion chimic, am venit în ajutor. Zice, când au început tot să izbucnească, când s-au uitat, erau fel de fel și de porum, și de greu, făină și tărâță. Copiii au strigat și au mulțumit lui Dumnezeu. Deci nu uitați să avem un Dumnezeu care ne va purta de grijă slăvi să fie numele Lui. Nu trebuie să ne temem, pentru că dacă ne temem, atunci înseamnă că nu ne încredem în Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu s-au încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu a făcut minuni. Mergem pe lucrul acesta, vremurile așa vor fi, se vede că spre asta se merge, dar noi avem un Dumnezeu mare în care ne încredem, Slăvi să fie numele Său. Uitați-vă, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, afacerea de bine, o să le luăm împreună. Uitați-vă ce spune aici, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Auziți, nu când nu este nevoie, când este nevoie ajută, la atunci are nevoie. Știați că din toate sondajele care le-au făcut oamenii, studiază foarte mult acest element numit fericirea. Și au scris, cred că cele mai multe cărți se scrie în jurul acestui element. Mai nou, acum au descoperit că două, numai 25%, alții au spus înainte, 10%. Acum mai crește, văd că procentul, cu câțiva ani era 10%. Fericirea este asigurată de baza materială, de confort și de renume. Restul, totul venea din, spuneau că erau umaniști. Noi prima dată trebuie să știm că fericirea o are Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. El de fericirea, pentru că este scris, fericirea de toți cei ce se încred în El. Slăvit să fie numele Lui. Dar ei au luat elementul acesta, uman fiind umaniști, și au spus, zice, 75% din fericire o au oamenii atunci când dăruiesc, nu când primesc. Au zis, dacă citea Biblia la faptele Apostolului, capitolul 20, cu versetul 35, descopereau că s-a scris de 2000 de ani lucrul acesta, din curiozitate. Acolo arată o fericirii. Este mai ferice. Să dai decât să primești. Și uitați-vă ce frumos spune partea finală a versetului. Să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului sus care însuși a zis este mai ferice să dai decât să primești. Și am aflat și m au uimit când oamenii au descoperit că relațiile, relațiile bazate pe sinceritate, dragoste, iubire, ajutorare, așa cum vedem noi aici, bazate pe bunătate, pe facere de bine, aduc fericirea. Oare nu cumva ar trebui? Și fericirea aduce bucurie în suflet și pe fețe. Oare nu cumva ar trebui să o mărească Domnul dimineața aceasta? Părem prea, prea triști. Să facă Domnul ca fețele noastre să fie pline de bucurie, frați și surori, că bucuria nu este doar numai când îți dă Domnul ceva. Bucurați-vă neîncetat, spune cuvântul Domnului. Și este antidot la tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Apostolul Pavel zice, simt plăcere curios în defăimări, în slăbiciune și așa mai departe. Uitați-vă unde a ajuns. A găsit antidotul, pe altfel te distrugi. Și uitați-vă ce interesant, ce interesant să ajuți, să-l vezi pe celălalt ridicat. Frați și surori, dați-mi voie să o să continui lucrul acesta nu vei rămâne cu nimic din ce ai adunat pentru tine, să fie clar, cu absolut nimic. Dar ai ocazia, pentru că, vedeți, unii văd vedenii care au spus că cine are posibilități să facă lucrarea aceasta acum, cât încă mai pot să o facă și cât încă mai are valoare, cât încă mai au valoare banii, am auzit o vedenie de genul acesta: să valorifice că se schimbă lucrurile, și când a spus fratele lucrul acesta într-o adunare, am văzut câteva persoane care și-au schimbat fețele. Nu trebuie schimbate fețele, fețele trebuie să fie luminoase. Am găsit soluția. Soluția este să le transmitem sau să le retrimitem aceste binecuvântări în băncile cerești. Acolo nu este. Niciodată nu există crize, nu există devalorizări, e adevărat sau nu? Este soluția. Și săracii sunt mijlocul prin care ajung să facă Domnul să știm ce avem de făcut ca să nu ne pară rău, frați și sorori. Suntem chemați să-i ajutăm pe sfinți. Și dacă aici s-a acoperit în biserică, duceți-vă mai departe și o să vedeți ce, cum arată localități din Vaslui, Oltenia. Dacă vi se pare că aici nu Bucovina noastră știți că a ales să sprijinească Niger, o țară din nordul Africii, din Sahara, care 75% din populație este sub 15 ani, ca să vedeți. Media de vârstă este 35 de ani. imaginați vă -mă, nici măcar 40 de ani. Media de vârstă. Atât de fericiți au fost când ni s-au săpat fântâni. Este atâta durere în lumea aceasta poți să sprijinești slujitorii care se duc să vestească Evanghelia, misionare, poți să faci lucrul acesta, dar fă-o cât se poate, că într-o zi s-ar putea să vrei să o faci și să nu mai e posibilitate. Doamne, ajută-ne! Uitați-vă, ne ducem cu aceste lucrări de mare binecuvântare. Continuăm mai departe. Uitați-vă ce frumos ce frumos spune cuvântul Domnului, bunătatea, facerea de bine, credincioșia și toate acestea sunt toate concentrate în acest verset. În sârguință fiți fără egal, fără preget. Fiți plini de râvne cu Duhul slujiți Domnului și mai jos spune stăruiți în rugăciune, insistați în rugăciune. Săptămâna aceasta, sincer vă spun, mi-a fost rușine când am stat de vorbă cu o fostă secretară dintr-o școală care s-a pensionat și am întrebat-o întrebat de soțul ei, care a fost director la școala respectivă și zic, ce mai face domnul X? Este o soră aici care a fost premiată internațional când acest profesor este un profesor foarte renumit, dar s-a pensionat și el acum. Și au zis ce îmi spune o femeie care, de la care nu m-am așteptat. Zice, soțul meu atât de mult se roagă, zice, domnule, mi-e rușine, se roagă și câte o oră pe zi. Da, i-a fost ei, dar mi-a fost mi-e rușine. Zic, Doamnă, citește rugăciunile din cărți, nu, zice, tot ce are nevoie se roagă. Și nu uitați, lasă un nume bun acest om, l-am cunoscut personal, un nume deosebit. Mai bine, mai bun este numele bun, mai bine face. Un nume bun este mai mult decât ce? Un de lemn. Nu. Și mai bun. Și uitați-vă, dacă ne uităm aici, găsim scris în, în atât de puternice cuvinte scrise cu numele acesta, care poți să-l faci, dar poți să ai și un nume rău, să-l lași în urmă și un nume rău. Și iată ce citim aici, foarte interesant, scrie așa, zice, mai mult face un nume bun decât un de lemn numirositor. Și continuă, mai bine să te duci, mai bună, mai bine și mai bine să asculți mustrarea și așa mai departe. Și iată că am ajuns în locul și în momentul acesta în care am văzut dacă am descris acest contur al facerii de bine, dragii noștri. Vreau să vă mai spun, deci după ce am parcurs aceste lucruri, trebuie să știm că nume înseamnă și caracter. Din curiozitate să ne uităm în Apocalipsa, capitolul 17, versetul 1, și spune așa: Am văzut pe muntele Sionului o mare mulțime și arată acolo de 144.000, care aveau scris pe frunte numele, Apocalipsa 14, versetul 1, scris numele mielului și al Tatălui său. Și fugitiv, ca fugit timpul fugitiv vreau să vă spun ce înseamnă nume. În ebraică înseamnă și caracter. Iată de ce mulți aleg să fie nume deosebite, că ei cred că vor avea, va avea impact. Uh, și acum uitați-vă din curiozitate care este caracterul. Deci Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1. Caracterul lui Dumnezeu. Trebuie să știm că caracter înseamnă nume. Și pe fruntea noastră va fi acest Semn, caracterul lui Dumnezeu și vom continua să vedem, sau caracterul fiare. Și uitați-vă care este caracterul lui Dumnezeu. Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7. Căci Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și continuă acolo textul, foarte cunoscut probabil de cei care le place să studieze Biblia. Și zice așa aici plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie și continuu care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până în al treilea și al patrulea neam, caracterul lui Dumnezeu și mai este în toată Biblia, și o să vedem, frați și sorori, caracterul lui Dumnezeu înseamnă numele lui Dumnezeu scris sunt aceste virtuți în viața noastră prezente. Uitați-vă la virtuțile Domnului Isus, sunt descrise sau caracterul Domnului Isus în 1 Petru capitolul 2, versetul de la 21 la 23. Și numai ne verificăm și trecem prin aceste texte să vedem dacă se va scrie pe fruntea noastră acest, aceste deosebite nume ale lui Dumnezeu și al Domnului Iisus. Și la aceasta a fost chemat, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă să călcați pe urmele lui. Continuă. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit ce Vicleșuc vom vedea imediat la ceea ce înseamnă fugitiv o să mergem, caracterul fiare. Și continuă. Când era batjocorit, nu răspundea cu bajocor Și când era chinuit, nu amenința și se supunea dreptului judecător, se va scrie pe fruntea ta acest caracter al Domnului Iisus, al Tatălui. Mergem mai departe. Dacă nu, să știți că se va scrie semnul acesta, caracterul acesta al fiarei. Și vreau să știm că acest caracter este descris în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 și 16 nu știu câți știm că de la aceste trei trăsături se fac reclamele, pentru că cei care produc știu foarte bine că consumeriștii merg pe aceste valori ale lumii. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva, lumea dragostea Tatălui nu este în... Și tot ce este în lume, uitați-vă, pofta firii pământești, instinctele primare, senzualitatea. Uitați-vă în reclame cum apare aceasta. Pentru că, și nu doar în reclame, și în momelele care se pun și înaintea credincioșilor și înaintea tuturor. Al doilea element, pofta firei pământești, pofta ochilor, curiozitatea, posesia să am. Și trei, ceea ce găsim în textul nostru, lăudă roșia vieții, păcatele poziției. Poate ai o poziție, dar, și atenți, aspirația după faimă. Și vreau să știm foarte clar că lucrurile acestea sunt foarte, foarte interesante, și mai ales, frații și surori, când ne uităm la lucrurile acestea, le găsim scrise aici. Uitați-vă ce spune: Iubiți să vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea al altuia. Deci nu-ți urmărești faima ta. Urmărești binele altuia. Uitați-vă, merge mai departe. Deci nu ești caracterizat de dorința de afirmare. Uitați-vă ce spune aici. Partea a doua, nu umblați la versetul 16, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți, cum? Singuri înselepți, nu? Atenție! Ați văzut exact pe aceste principii, sunt momite persoanele prin tehnologia modernă. Să nu uitați că sunt foarte adevărate. Pofta firii pământești, senzualitatea, instinctele primare, după aceea Partea a doua, ceea ce spune pofta ochilor, curiozitatea, posesia, să ajungi să ai lucrul respectiv, cum și Eva. Eva pe același mecanism a mers. A privit, a dialogat, uitați-vă toate mișcările, toate, toate aceste, să le spunem noi, binecuvântate daruri care ne le-a dat Dumnezeu, simțuri, au fost puse în mișcare. Urechea, vorba, a vorbit, a dialogat, a auzit, a privit, toate au fost puse, tot mecanismul acesta. Uitați-vă astăzi, după acest, după mii de ani, se merge pe aceleași lucruri. Să facă Domnul să ne păzească de aceste lucruri. Și dacă ne uităm mai departe, caracterul fiare nu are o dragoste reală autentică, are o dragoste prefăcută. Eu eram copil mic și m-a marcat un slujitor de mult care a trecut la Domnul. El spunea de un caz când era, nu știu, era el de față sau așa ceva, cineva a sunat la ușă și tata și cu mama zice, acum mai trebuia să mă viziteze și ăsta. Copilul atent, să vadă cum merge mai departe, înseamnă că o să-l și se gândea copilul, zice, acum al mustră, când vine că zice, i-a deranjat așa rău. Și când a intrat, zice, pacea, Domnului, frate. Dumnezeu. ce mult mi-am dorit să ne vedem vină să te îmbrățișez spuneți-mi copilul acela ce a învățat de la tata că acum trebuie să știți că la final noi depunem mărturie să nu uitați părinții sunt chemați să fie pilde, modele mărturii slujitorii sunt chemați să fie modele, uitați-vă la Judecător, capitolul 7, versetul 17, un principiu folosit și în armata israeliană la ora actuală. Și Gedeon spune, uitați-vă la mine și să faceți cum am făcut eu. Care mămică poate spune așa? Care tătic? Uitați-vă, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum a ajuns în tabără să faceți ce voi face eu? Pot spune tată la copii să faceți, mai băieți, ce am făcut eu? Mă mica la fete, măi fetelor, măi băieți, faceți ce am făcut eu. Dar să știți că apostolul Pavel a avut curajul și a spus călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Și Domnul Isus a spus, luați pildă de la mine. Eu sunt cum? Blând și smerit cu inima Domnului să ne ajute. Dragii noștri, este la ora actuală multă falsitate. Au zis, dragostea să fie fără prefăcătorie. Caracterul fiarei pe care se va spune, va fi scris în rubrica celor răi, sunt fățarnici. De aceea Domnul Iisus ne-a spus, păziți-vă de aluatul fariseilor, a aluatul saducheilor, învățătura falsă, și a luatul lui Rod, numit Viclenia. Și merge mai departe și foarte interesant găsim scris, frați și surori, ceva care ne va surprinde, ne va surprinde prima dată și prima dată să nu uităm că caracterul Domnului binecuvintează. Tot din școală vă spun. O doamnă a fost credincioasă, a fost foarte nedreptățită. Și una, o colegă de ei, a blestemat-o. Asta credincioasă, nu uitați că e foarte adevărat. A strigat, zice, Doamne, nu blestema, că se întoarce blestemul înapoi la Dumnezeu. Nu face lucrarea aceasta. Aceea i-a dat drumul și am cursă cuvintele alea mare și veninoase. La două săptămâni, cea care a blestemat era deja cu piciorul în ghips, rupt și așa mai departe. Au fost martori cei din cancelare. Stimați credincioși, se prinde binecuvântarea, se prinde și blestemul, de aceea este periculos să blestem și este de mare putere și valoare să binecuvintezi care sunteți părinți, nu, niciodată să nu vă iasă din gură ceva rău împotriva copiilor dumneavoastră. Pentru că odată am stat de vorbă și nu copii chiar din zona noastră, din altă zonă. Mi-au spus, suntem marcați, am fost blestemați de părinți. Nu avem voie să blestemăm. Cuvântul binecuvântare provine de la cuvântul a vorbi de bine. A vorbi de bine. Tare mi-e frică că blestem înseamnă și a vorbi de rău și dacă în cazul că e adevărat, e vaide de, de marea majoritate care la ora actuală se ocupă cu această meserie. Să ne păzească, Domnul! Dar fac parte din caracterul fiare, să știți, fac parte din caracterul fiare. Să întorci rău pentru rău și așa mai departe. Să alegi întâietatea totui caracterul fiare. Să calci pe cadavre, să ajungi unde să ajungi, totui caracterul fiare. Egoismul este fiara ascunsă, să știți. Niciodată nu o să vedeți persoane care au foarte mult, foarte bucuroase. Pentru că ele, atenție, nu știu că fericirea este în a oferi, în a dărui. Și Dumnezeu când dăruiești, accesezi, cum se spune în limbajul de astăzi, fonduri cerești. Domnul zice, asta de, la asta-i trimit, binecuvântare, merge mai departe. La care se oprește, se oprește și se închide robinetul. Este foarte adevărat. Iată de ce suntem chemați să știm foarte bine lucrurile acestea. Apoi, frați și surori, nu uitați, în egoism este sinele acesta, foarte periculos, care îl găsim și de care dacă nu ne-am lepădat, toată viața ce este în preajma tare de furcă cu tine. Pentru că nu te-ai lepădat de sine, pe o personalitate foarte arogantă, puternică, care nu recunoaște când greșește. Doi, sinele material, te uiți așa la cineva, hu, ăsta nu a realizat nimic. Sinele intelectual, uite ăsta, domnule, n-are studiile mele și se uită tot așa. Sinele religios, ăsta e pe nicăieri cu credința. Să ne păzească Domnul. Dacă vrea cineva să ne... Mă urmeze, spunea Domnul Isus, să se lepede de sine să-și ia crucea lui în fiecare zi și să mă urmeze. Unde e scris, frate și surori? Unde e scris? În Biblie, îmi spunea un copil, duminica trecută, când am întrebat. Trebuie să citim Biblia, să nu uitați, trebuie să citim și să o memorăm, că nu se știe, de aici nu ți-o ia nimeni. Domnul să ne ajute! Cunosc care deja au început a doua oară să citească Biblia anul acesta. Să facă Domnul să fim foarte atenți la această binecuvântată lucrare. Să citim Cuvântul Dumnezeu și să-L aplicăm, Doamne ajută-ne! Și mai ceva și auziți răzbunarea este foarte adevărat, că ne place să ne răzbunăm. Știți că David avea ocazia să se răzbune pe Saul, dar bine, nu așa. A făcut-o? Va fi martor în ziua judecății la foarte mulți, când au prins o ocazie, zice, l-am prins, îi arăt acum și îl, îl termin. Este caracterul fiarei. Să nu uiți caracterul fiarei și vei fi și vom fi în rubrica celor rei. Și acum partea treia și că a fugit timpul. Dragii noștri, sunt de maximă importanță. Să nu uitați de cea mai mare importanță relaționările cu credincioșii, oamenii. N-am mai amintit cu oamenii să nu avem de lucru și vreau să vă spun doar două, două texte. Să Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen, capitolul 4. Spune așa aici, Mă refer, mă refer, cu oamenii, să căutați să trăiți liniștiți și să vă vedeți de treburi. 1 Tesaloniceni 4.11 Și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am mai sfătuit și să vă purtați cum? Cu vincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni. Doamne ajută-ne! Dar dacă te porți cu fratele rău, atenție, intre sub incidența articolului pe care îl citez. 4 cu 8 spune așa. Uh, sau hai să vedem cu șase mai întâi, patru cu șase. Spune nimeni să nu fie cu vicleșuc și cu nedreptate întrebări față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Doamne ajută-ne! Atenție când e vorba de frați, Domnul este prezent și nu doar când e vorba de frați, să fim atenți cum relaționăm și Domnul să ne ajute. Frații surori, al treilea lucru, deci prima dată să fim atenți ce rubrică descriem, ce contur spiritual am făcut binele, facem binele în viață sau facem răul. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun este următorul lucru. Ceea ce descriem va fi sau va constitui testul marei separări. Și o să vedeți că am, tot ce am spus este pe bază biblică. Ia uitați-vă și să ne uităm ce scrie la. Matei, capitolul 25, începând de la versetul 31. Și în momentul când începe acolo, uitați-vă la revenirea Domnului Iisus, când va veni Fiul omului în slava sa. Numai din curiositate, uitați-vă cât de importantă este relaționarea cu frații, cu necăjiții, cu dușmani, cu, cu, tot, cu toate categoriile. Ia uitați -vă. El va și dea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate continuă neamurile, vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul lui de capre. Va spune cineva, măi, dați mai multe judecăți cu oamenii, știu să ne învârte, dar nu e adevărat. Ia uitați-vă. Atunci, la judecata aceasta, are loc separarea, stânga-dreapta. Și uitați-vă pe ce criterii cheamă. Nu pe criterii de doctrină, foarte interesant. Îi cheamă pe cei de la uh, dreapta și spune... Veniți, binecuvântați-i tatălui meu, de moșteniți care v-a fost pregătită de la întimirea lumei pentru că am fost, uitați-vă, flămând, sete, străin, m-ați primit, am fost în temniță și așa mai departe și mi-ați dat. Când s am dat, Doamne? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frați ai mei, spune Domnul Iisus, mie mi le-ați făcut. Și acum, stimați credincioși, vreau să vă spun ceva. La acest final pe care noi îl vedem, nu va fi decât nimeni nu să de vorbă cu nimeni. Atât fiecare persoană. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață și cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Și dacă n-ai făcut lucrurile acestea și te-ai purtat urât și ai relaționat prost în familie, pe stradă, în biserică, între vecini și la locul de muncă, să nu uiți că vei fi trecut și vom fi trecuți pe lista celor răi care vor fi trimiși la stânga. Și ultimul cuvânt pe care îl va auzi orice persoană care a trăit vreodată pe planeta aceasta, va fi chiar cuvântul acesta care să-l știți clar. Dute sau vino. Știți care? Stânga sau dreapta. Blestemat sau sau binecuvântat. Da, se apropie momentul când va avea loc marea separare. Frații noștri, cu o mică istorioară reală. În 2004 eram în, într-o biserică din California și a venit un slujitor negru care m-a impresionat cu o profesie. S-a împlinit peste șapte zile. El a spus, zice, domnul mi-a spus că va face, va aduce un eveniment care va zgudui pământul și va surzi. Și era, continuă acolo să spui, zice, ăsta era semnul că urmează la viitor, pe viitor, urmează credincioșii să fie persecutați. Și eu am luat repede, că zice, nu va trece anul acesta, așa a început. Și repede mi-am notat că îmi place să notez, nu să vorbesc ce nu știu. Și după șapte zile a avut loc, era 19 decembrie 2004, după șapte zile, 26 decembrie 2004 a avut loc acel mare tsunami din Indonezia. Ceea ce a fost cel mai interesant a fost următorul aspect. Am citit, în, este scris în revista Reader Digest, despre un copil care uh, n-a mai vorbit după ce a avut loc. El a spus că, când a văzut valul așa de mare, care a făcut așa o groază, uh, frățiorul lui l-a rugat să-l țină în strâns. Ăsta era de 13 ani, frățiorul avea 64, uh, 7 ani. Și frățiorul nu l-a putut strânge, valul i l-a smuls copii și n-a mai vrut să vorbească. Și ăștia i-au întrebat, l-au întrebat pe băiat, măi, zice, noi suntem de la o revistă care este citită de zeci de milioane de cititori. Spune-ne că te scriem aici. Măcar cu noi vorbește, de ce nu vorbește? zice, când am văzut că a venit valul și mi-a las mult pe frățiorul meu și valul nu se ducea foarte repede, se ducea în sus foarte mare, mi -l las mult. Și l-am văzut cu mânuțele, disperat, cu... a cerut ajutor și n-am putut să-i dau. Deci nu mai am fericire și nu mai are rost să trăiesc în lumea asta. Nu l-am mai văzut niciodată. Un copil plângea după frățiorul lui. Frați și surori, vine ziua mare separări. O gântare spune, de pe Bucovina scrisă, dar ziua cea mare groaznică va fi când toate popoarele s-au adunat la judecată, soți de soții s-au despărțit pe vece vecilor, frați de surori s-au despărțit pe vece vecilor, copii de părinți s-au despărțit pe vece vecilor, păstori de turme s-au despărțit pe vece vecilor. Unde vei fi? Să facă Domnul ca ziua aceasta să fie o zi de cercetare și să facem o reformă în ce privește relaționarea, cum mai spunem, socializarea, părtășia frățească, să fie o realitate în dreptul nostru și să declare cei din jurul nostru, din familie, să declare părinții, soții, soțiile, că Dumnezeu a lucrat prin cuvântul Lui și Domnul să facă să începem o viață nouă în ce privește aceste relaționări, pentru că se întoarce Domnul Isus, să facă Domnul când se va întoarce în glorie, pe norii cerului, să nu lipsească nimeni și să nu rămână o unghie în Egipt. Să fim cu toții prezenți, copii, părinți, frați, surori, rude și de ce nu, să binecuvinteze Dumnezeu și țara noastră să aibă parte de o întoarcere la Dumnezeu și Domnul să facă să ajungem să moștenim cu toți împărăția Lui. Amin. Amin. Domnul.